Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și de la această oră, alături de colegul meu, Alex Nedelcu, vorbim despre Survivor România. I-am avut puțin mai devreme invitați pe reprezentanții familiei lui Jador. Acum vom vorbi mai mult despre eliminare, despre Georgiana în special. Veți avea și dumneavoastră o serie de imagini în direct cu ea din Republica Dominicană. Bună, Alex, din nou! Bună, bună, din nou! Nu mă așteptam să fie Georgiana cea eliminată. Sunt convins că nici tu. Măi, să știi că mă gândeam că ea ar putea să fie eliminată dacă ar fi fost propusă. Dar surpriza a fost mare din partea lui Jador. Eu nu mă așteptam ca el să fie acela care să indice numele ei acolo. Păi de ce nu te așteptai? Pentru că între ei am văzut că a fost așa un soi de prietenie, sau cel puțin așa se vedea de la noi, din exterior. Și mă gândeam că poate la un moment dat vor face și o alianță acolo în competiție. Georgiana, cu toate problemele ei, cu temeri, cu lentoarea cu care poate uneori oamenii o vedeau pe traseu, era destul de eficientă la final și ar mai fi putut rămâne în competiție. Eu mă așteptam la fel, ca să fie acolo, ca Jador să aibă încă un aliat și să mai folosească un vot în plus, să ajute cumva și de Georgiana și Georgiana de el să mai rămână în competiție. Dar Jador, și după comentariile care au fost în arenă, sunt convins că a fost confuz și bulversat și n-a știut ce să facă. Tocmai pentru că a și spus, votez nu cum simt. Da. Gen cum... Ci cum ar vrea echipa, cum ar vrea altcineva echipa, cum l-a influențat echipa. Cu toate că Georgiana are un procentaj foarte bun. Ce procentaj are? Mai din câte știu eu și am aici pe bilețel, am niște procentaje. Georgiana are 19 meciuri și 11 victorii. O statistică e foarte bine, e foarte mult, e foarte mult, e pe plus. Este pe plus, da. Mai te interesează și alți concurenți de la faimoși? Iadă. Uite, Zani, de exemplu, are 30 de meciuri și 20 de victorii, Culiță 32 de meciuri și 20 de victorii, Jador 32 de meciuri și 19 victorii. Sunt pe plus, sunt rezultate foarte bune. Da, băieții s-au descurcat destul de bine în competiție. Am văzut că și fetele au revenit pe turnantă acum, săptămâna trecută. Și poate de aici și procentajele lor, știi? Da, acum observ că Jador e cam singur. S-a văzut asta și după Consiliu. Și nu prea are aliați. Chiar dacă l-avea și pe Moroșanu, restul echipei ai văzut, au zis, Moroșanu, hai, zi adevărul, nu mai ascunde. Mm. Și până la urmă a încercat el să zică ceva acolo, n-a fost clar. A dat vina pe Alin. N-ai văzut ce a spus Moroșanu? Da. Că de fapt și de drept... Energiile negative în echipă sunt venite din partea lui Alin. Nici Alin nu se aștepta. Da, a vrut să o îmbrace așa. El cumva n-a zis Jador. Bine, a vrut să zică că toți în jură sau vorbesc spurcat. Da. Dacă îi spunem așa. Dar acum, în punctul ăsta, în competiție, mi se pare că e foarte important ca deja să ai o alianță solidă. Uite, Zani, ala are pe Cosmin. O are pe Ana Porgras și pe cine mai are? Poate și Culiță este în aceeași tabără. Da. Dar Culiță este un tip echilibrat. Cred că va merge pe discernământul lui în competiție deja va vota diferit. Sunt niște oameni care au mai multe voturi, care reprezintă o majoritate. Jador n-are o majoritate, chiar dacă are votul publicului, dar el n-are o majoritate de vot pe carton acolo. Că dacă se întâmplă să nu mai fie favorit săptămâna care urmează, ce se întâmplă? Așa, va fi nominalizat, cu siguranță. Pe viitor, după nominalizări, nu o să mai fie probabil cu favoritul publicului, cum a fost și sezonul trecut. Cred că Jador, e momentul pentru el ca să-și facă și el o alianță. Să intre într-o tabără. Da, este. Sau poate se gândește că este prematur să meargă până într-acolo încât îi va trebui o alianță. Era bună Georgiana. Era bună Georgiana, dar vezi, așa a decis el, cu toate că era supărat pe echipă, pe modul în care a fost tratat cu o zi înainte în Consiliu, mie mi s-a apărut că a ținut cont de ceea ce își dorea echipa. A ținut cont, dar
acum el știe că e genul, el a spus la final, păi eu dacă vreau, eu uite că eu mă plimb pe aici. Și cu bună dreptate, dacă eu vreau, eu mă duc acasă. Corect, eu fac ce vreau. Dar după aia a zis, am votat, nu ce am vrut eu, am votat ce a vrut echipa. Gen, nu prea face... S-a subordonat, da. Cumva ar putea să facă și el să ne dea un nume mai sonor acolo la nominalizare și să o ia pe Georgiana în alianță. Dar uite că n-a făcut-o. Și s-ar putea să-l coste puțin treaba asta pe viitor, nu acum. Eu nu cred că face ce vrea el. M-am uitat la Zani, de exemplu. Zani chiar face ce vrea el, ce-l taie capul. Dacă așa consideră că stau lucrurile din punctul lui de vedere, de fiecare dată vine acolo și spune în față totul. Am văzut că și-a creat aliați, nu știu dacă și-a creat aliați pentru că Jador este favoritul publicului sau și pentru a-l demoraliza cumva pe el. Da, bineînțeles. Dar important e că este un tip vocal și poate crea multe lucruri din astea în echipă, foarte multe divergențe pe acolo. Eu am observat că el e foarte strâns cu Cosmin. Și eu am observat că ei s-au înrăit unul pe altul. Adică, tu ai văzut pe trasee cum se exteriorizează Cosmin? Se duce, se aruncă, lovește cu piciorul. El e un show, dar el se descarcă cum ar vrea el să se descarce în echipă, în concurenții pe care îl deranjează, așa se descarcă pe traseu. Înțelegi? Da. Și mi se pare că s-au înrăit unul pe altul. Unul, amândoi s-au înrăit, știi? Și nu mi-a plăcut ce a făcut Zani vis-a-vis de Elena Marin. Bă, înțeleg că atunci când vine cineva și te acuză de furt, deși tu n-ai făcut-o, să te enervezi și să devii defensiv și să începi să te aperi cu armele tale. Dar dacă spui, puterea este pentru cei care nu vor fi orbiți de ea, nu poți să reacționezi cu o furie oarbă și tu și să te apuci și să spui ce ți-a zis fata aia săracă. Da. Foarte urât. Bine că ai deschis tu subiectul ăsta. Poate oamenii m-ar fi acuzat pe mine, că sunt și în tabăra femeilor, cum spun de fiecare dată pe YouTube, că țin cu Jador și apoi cu faimosul Culiță. Nu, sunt și să le mai explic, sunt de partea faimoșilor în competiție, în această emisiune este normal ca eu să merg pe tabăra aceasta. Nici mie nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat cu Elena, nu știu dacă aș fi fost acolo în locul ei cum aș fi reacționat, dar până la urmă e o competiție dură, nu? O competiție din asta în care cel mai puternic mental rezistă. Uite, mi s-a părut Elena Marin s-a dus la el, Zani i-a zis că a venit la el, ea, și i-a spus, Zani, ai ceva să-mi spui? Gen, ea s-a dus la el ca și când ea a știut că el i-a furat. Deci, dacă ea a lipsit de acolo, din tabără, în momentul ăla, înseamnă că o a treia persoană, o terță parte, a venit și i-a spus Elenei, vezi că Zani ți-a luat, pentru că dacă ea nu știa, dacă ea nu era influențată de către nimeni în contextul ăsta, s-ar fi dus și a întrebat, Zani, mi-ai luat tu mâncarea? Dar dacă s-a dus și i-a spus, ai ceva să-mi spui? Înseamnă că altcineva a influențat-o și i-a zis că Zani. Deci, Elena Marin este un concurent destul de sensibil și mi se pare că e ușor influențată și se lasă ușor influențată de către o altă persoană. E adevărat. Zani, în schimb, dacă el a văzut asta și dacă spune, se bate cu pumnul în piept, cum a spus și l-am susținut acum câteva săptămâni, cu chestia cu puterea față de Jador, el trebuia să-și dea seama, bă, uite, o persoană slabă. Nu mă apuc să dau acum într-unul slab. Ok, chiar dacă l-a acuzat pe el că i-a furat. Relaxează-te puțin. Mi s-a părut că a reacționat exact cum reacționează Jador. S-a aruncat cu capul înainte. Da, dacă tu spui că acum două săptămâni ai apreciat felul lui Zani, dar astăzi lucrurile ți se par diferite și eu am spus, dacă ți-amintești, acum două săptămâni, că Zani este tipul de om care se va certa mereu cu Jador, care va încerca un pic să se cațere pe
această popularitate a lui Jador și va călca pe cadavre în competiție. Ceea ce până în acest moment mie așa mi se pare. Asta nu înseamnă că e un lucru rău pentru el. Dacă el are o strategie, da, și merge așa, cu ea până la capăt și poate fi una câștigătoare. Bineînțeles, dar nu poți să spui că ești omul perfect. Nu omul perfect, nu ești apărătorul dreptății. Da. Poți să spui orice, dar nu poți să zici că ești apărătorul dreptății și că ești în concursul ăla cu scopul de a-i demasca pe cei care sunt nedrepti. Pentru că n-a fost așa. N-a fost așa. Iar Jador până la urmă a mers pe partea dreptății grupului și a nominalizat-o pe Georgiana. Avem și noi imagini din Consiliu de acolo cu nominalizarea ei și cu felul în care a plecat din competiție. Vreau să le urmăriți și apoi revenim. Păi ce trebuie să mai spui, Jador, ar fi două lucruri. Motivul pentru care vei face o nominalizare și numele coechipierului pe care îl vei nominaliza spre eliminare. O să fiu corect, nu o să fiu corect, pentru că o să votez așa cum nu simt, așa cum n-ar trebui să fac, dar o să fac. Pentru că așa este corect. Deși am promis că nu o să votez niciodată, o să votez chiar dacă mi se pare cea mai bună inimă dintre noi toți, o să votez pe Georgiana. Georgiana este cel de-al doilea coechipier din echipa faimoșilor nominalizați spre eliminare. Georgiana, te așteptai? Din punctul meu de vedere, Jador a fost corect și apreciez chestia asta. Pe de o parte, sunt surprinsă, fiindcă într-adevăr a spus că nu o să mă boteze niciodată, numai că eu știam că-s ghilimelele sus. Pe parcursul zilei ăstea am simțit că eu voi fi cel de-al doilea nume din echipă, dar nu mă supăr, adică pe de-o parte mă doare, pe de-o parte nu. Îs ok. Și concurentul care părăsește competiția Survivor România în această seară este Georgiana. Georgiana, parcursul tău în Survivor se oprește în această seară, acum și aici. Georgiana, spune-mi cum te simți, te rog. Mă bucur foarte mult că am reușit să ne ajut echipa cât am putut. Consider că lucrul ăsta pe mine mă face mai puternică, asta mi-am dorit, să fiu mai puternică. Și plec cu fruntea sus, așa cum am spus. Sunt mândră de mine, de ceea ce am realizat aici. Vreau să-mi cer iertare de la toți, dacă i-am supărat pe vreunul din ei. Vreau să le mulțumesc, fiindcă mi-au acordat o șansă. Am învățat de la fiecare câte ceva. De o parte mă doare, fiindcă știu că mai puteam să rezist aici foarte mult, pe psihic vorbind. Am învățat foarte mult la Survivor. Am învățat să supraviețuiesc. Am învățat să înțeleg oamenii, să văd lucrurile altfel. Să apreciez pe fiecare în parte felul lui de a fi. Am rămas cu niște amintiri frumoase, că este o competiție foarte, foarte grea, în care face față doar cine lasă de la el foarte mult. Trebuie să lași foarte mult la tine, fiindcă suntem o grămadă de caractere diferite. Sper să mă revăd cu o parte dintre ei, că nu știu dacă o să mă văd cu toți, dar cu o parte dintre ei sper să mă revăd și să fie tot ok și să câștigi unul de aici, trofeul și Survivor România. Georgiana, cu siguranță lași o urmă importantă. Te-ai îmbunătățit de la traseu la traseu. Au fost momente în care mărturisesc că încercam să fiu atent să văd cum depășești blocajul și l-ai depășit, ajungeai la proba de final și reușeai să-ți aduci punctul. Îți doresc succes în tot ce întreprinzi pe mai departe. Te rog să-ți iei rămas bun de la coechipierii tăi, echipa faimoșilor. Survivor România se termină pentru tine în această seară. Am văzut eliminarea Georgianei, eliminarea, așa cum spuneam, a dreptății grupului
pentru că nimeni de acolo sau foarte puțin și-ar fi dorit să plece Alexandra. Din punctul meu de vedere, Jador a pierdut un vot aici. A pierdut un posibil vot, un aliat. Asta e părerea mea. Da, Georgiana și ea, pe de altă parte, a pierdut pentru datorită sau din pricina unor lucruri, neimplicarea aceea pe trasee, chiar dacă ea era foarte bună la final, de multe ori abandona, sau cel puțin așa dădea senzația, că nu intră în acel tunel, se rugau toți de ea, hai, coboară, hai, du-te. De foarte multe ori a pus greu la încercare nervii colegilor de echipă și de aici, nu știu, o impresie generală că de fapt ea este slabă. Că, nu era, na, dar așa era impresia. Nu era da. Dorită de către ceilalți cu echipieri. Cam așa a fost, da. Dar cumva aparențele înșeală, pentru că ea avea calități și are calități de îndemânare și atletice. Da. Păcat că n-a reușit acolo mai multe lucruri, da. Foarte bună pe partea asta de finalizare. Poate una dintre cele mai bune concurente când ajunge acolo la final, dar vezi, tot traseul contează. Poate și în camp, nici acolo nu se implica. N-ai de unde să știi. Îmi aduc aminte o frază a ei, a Georgianei, după ce a terminat jocul ăla cu leagănul. Culiță, lasă-mă! Da, păi uite, au lăsat-o și au și dat-o afară. Vreau să urmăriți și dumneavoastră un material făcut exclusiv de noi, de ștafeta mixtă, în urmă cu câteva momente. Am vorbit cu Georgiana în Republica Dominicană. Vreau să vedeți ce a avut ea de zis. Acestea sunt primele declarații oficiale date de Georgiana după ieșirea din competiție nouă aici la Wowbiz. O veți vedea altfel pe Georgiana, o veți percepe diferit față de modul în care a fost ea în competiție și apoi ne întoarcem să comentăm. Bună, Georgiana! Ai ieșit din Survivor România, din păcate pentru cei care te iubesc. Mai repede te întorci acasă decât să rămâi până la vară acolo în competiție. Îți mulțumim mult de tot că ai acceptat să fii alături de noi aici la ștafeta mixtă. Cum te simți acum? Bună, vă salut! Mă simt foarte bine. Pe de o parte, sunt și supărată. Mă așteptam să mai rămân. Mai aveam multe de demonstrat în emisiune. Ce să zic? Na, am fost catalogată ca fiind cea mai slabă. M-am uitat și eu la clasamentul general. Mă simt foarte bine că m-am văzut acolo a doua la faimos și a cincea pentru total, cu tot cu războinicile. Și mă bucur, chiar nu mă așteptam, să fiu a patra, a cincea, dar am văzut că eram a doua, după Elena. Și m-am bucurat, probabil că am pierdut foarte mult în alea patru zile când a fost luată decizia pentru a mă muta de la războinici la faimos și acolo am pierdut puncte. Georgi, ia zi, ai mâncat? Da, am mâncat, am avut poftă și o foame foarte mare. Am slăbit foarte mult, am slăbit vreo 7-8 kg de când am fost în competiție. Am intrat cea mai grea fată din competiție cu 85 de kg, am slăbit. Ce să zic, mă simt bine și pe de-o parte sunt așa dezamăgită, nu mă așteptam să plec așa repede, nu mă așteptam să mă votez Jador în condițiile în care mi-a repetat din nenumărate ori când mă va vota. Dar asta este competiția, asta este Survivor România, despre asta e. În fiecare săptămână pleacă câte unul acasă. Da, am văzut că și lui i-a părut rău că ai plecat. Da. Crezi că... I-a părut rău, na. I-a părut rău, fiindcă eu mă înțelegeam foarte bine cu el, adică nu aveam nimic de împărțit cu nimeni, m-am înțeles foarte bine cu toți de acolo. Am fost o persoană sinceră, am fost o persoană reală, nu mi-a plăcut falsitatea, nu mi-a plăcut bârfa pe la spate, să zic așa, am zis toate lucrurilor. Am zis lucrurilor pe nume și probabil că m-am văzut foarte puternică psihic, în primul rând, că acolo ține și de psihic foarte mult. Și m-am văzut foarte puternică. Ai fost o concurentă psihic. Foarte puternică din punct de vedere psihic. Asta s-a văzut în tabără și în relațiile tale cu ceilalți. Dar probabil că momentele alea când ai ezitat tu pe traseu, alea cumva au făcut ca ceilalți să le folosească împotriva ta. Da. Da, recunosc, pe traseu am avut frici, am avut blocaje,
traseile nu sunt. Probabil știi și tu că ai fost și tu la, așa, la emisiuni, la exatlon. Știi și tu, sunt foarte grele traseele în realitate. Noi nu intrăm dinainte, cum spune toată lumea, imediat intri direct, cum ai văzut traseul și imediat te duci pe el. Mi-a fost foarte frică de accidentări, mi-a fost foarte frică de înot, de înălțime. Am avut mai multe frici pe care mi le-am depășit. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine și sănătoasă. M-am axat foarte, foarte mult pe final. Știam că sunt foarte bună pe finaluri. Și am și demonstrat chestia asta. Nu știu. George, stai puțin, spune-mi, de ce n-ai făcut și tu o alianță cu Jador? Adică să-i spui pe față, bă, hai să facem o alianță ca să nu mă votez, eu nu te votez și votăm amândoi împreună. Ne facem alianța noastră. Nu știu, din punctul meu de vedere, de la Jador poți să te aștepți de la orice. Da? Adică propus? Este o persoană care... Este o nu i-am propus, nu e genul meu ca să fac chestia asta, adică să mă rog de persoane, să mă botezi, să merg pe strategii, da, mă, să merg pe... Fiecare... Nu neapărat să te rogi, să te votezi. Fiecare votează... Da. Te duci fiecare vă... Bă, hai să facem o alianță ca să fim mai puternici. Și așa nici nu mai ieșai nici tu și ei acum aveau două voturi în plus. Era presat, a fost presat. Deci am înțeles, eu a fost presat de echipă și... Eu cu Jador, adică nu puteam să-i spun Jador, nu mă vota, în condițiile în care el îmi spunea singur, fără să-i mai spun eu nimic, nu o să te votez, nu o să te votez, crede-mă că nu o să te votez, te susțin, uite așa, băga și chestia cu tatăl meu, i-am spus, te rog frumos, eu nu vreau să stau aici din milă, eu am venit aici să-mi demonstrez mie că pot, să-mi depășesc limitele, adică am avut discuții cu el pe tema asta de foarte multe ori. Dar, na, eu încă îi analizam pe toți, n-am apucat să-i cunosc foarte, foarte bine. Și nu puteam să-mi permit eu să-i spun lui ce să voteze. Fiecare votează acolo cu sufletul. Asta era părerea mea. Crezi că ce s-a întâmplat în consiliul anterior în care Alexandra a fost nominalizată l-a determinat pe el să voteze așa? Și să nu-l voteze pe Zahir? Da, probabil și chestia asta, dar... El a spus la Consiliu că a fost o decizie colectivă. Nu prea am înțeles chestia asta, fiindcă am vorbit cu majoritatea din echipă și au spus că nu m-ar vota pe mine, că ar vota o pe Neme sau pe Alexandra. Și aici mi-a dat un pic cu virgulă, ca să zic așa. Nu știu. Dar pe Alexandra deja era nominalizată. Alexandra deja era nominalizată. Au spus că ar vota pe altcineva, nu știu. Moro, Nemeș, alții care vedeau slabe, adică nu mă vedeam pe mine. Dar având în vedere că eu am venit foarte târziu acolo, cred că a contat și chestia asta. Probabil dacă eram de la început direct la ei în echipă, probabil nu m-a afectat chestia asta foarte mult. Ei nu au vrut să-și strici ceea ce au adunat în timp. Da, a avut 19 meciuri și 11 victorii. Asta este statistica ta. Ești una foarte bună. Da. Da, una foarte bună. Da, mă bucur. Te era frică de NEC. Ai spus că ai trecut prin crize groaznice. Poți să ne povestești și nouă mai pe larg aici. Sunt oameni care se uită la Survivor și sunt foarte curioși să vadă de ce îți era atât de frică să intri într-un tunel, să intri în apă. Păi am avut niște traume din copilărie, da? De Survivor România este și despre a-ți depăși limitele și fricile. Am avut niște traume din copilărie, m-am mai necat de câteva ori. Am zis că... Unde? Nu știu, nu m-am bazat foarte, foarte mult pe traseu. Repet, m-am bazat foarte mult pe final. Am încercat să mă menajez. Eu puteam să-mi pun toată viteza, dar nu vreau să risc să mă accidentez. Fiindcă eu am făcut atletism de performanță și aveam viteză foarte mare. Dar... kilogramele, și-au spus cuvântul, eram foarte grea, eram foarte instabilă, traseile alea țineau foarte mult și de echilibru. Atenții, nu știu, uneori mă pierdeam, adică pur și simplu plecam cu o emoție foarte mare la start și nu știam ce trebuie să fac. Efectiv, trebuia să gândești foarte repede. Ajungeai la obstacol, trebuia deja să știi ce să faci. După aia ajungeai la următorul iar, trebuia să știi ce să faci. Mă mai uitam și la concurenta cu care concuram și na, era foarte dificil să zic așa. Poți să ne povestești o traumă a ta din copilărie, o experiență pe care ți-ai adus o aminte acum, de fiecare unde dată când să voiai să intri în apă. Era au fost un traseu
unde era să mănânc. Deci a fost un traseu în care trebuia să stai pe o placă, pe apă, și eu atunci m-am pus exact cum era regulamentul, să zic așa. Când mi s-a dus placa de sub picioare, m-am dezechilibrat și am intrat în apă și placa era exact peste mine. Deci mă chinuiam să ies afară, nu puteam să ies. Și atunci am luat câteva guri de apă și m-am panicat. Și traumile din copilărie sunt că m-am mânecat la fel când era mai mică, de vreo 2-3 ori. Eu am făcut câteva lecții de not, dar frica nu dispare așa repede. Frica dispare cu timp. Eu am făcut câteva lecții de not cu echipa mea. M-am antrenat, era tot ok. Acolo când vedeam dita mai apa, adică nu dita mai apa, că nu era peste mine, dar mă panicam. Efectiv, când mă duceam la traseu, mă panicam. Na, despre asta e vorba. Dar zine unde ai fost când ai fost mică, de era să te mergi? La gârlă sau la mare sau la vreun lac? Unde s-a întâmplat asta? La gârlă, cu prieteni. Da. Și eu am fost. Cu prietenii mai mergeam. Și eu am fost, bine. Da. Mai noroc. Da, și mai erau băieți de ăștia răutăcios care împingeau fetele în apă. Și eu de atunci am avut o traumă, frică. Și am crezut că o să-mi depășesc. Și na, am încercat să-mi depășesc anumite frici. Cred că s-o și văzut. Și na. Ai reușit, să știi. Noi te felicităm pentru că ai fost foarte ambițioasă, ai și câștigat și chiar dacă n-ai ajuns atunci să până la final, spre exemplu, totuși te-ai aruncat și noi apreciem asta, să știi, ai fost foarte bună, te apreciem pentru lucrul ăsta. Mă concentram foarte mult pe final, ei spuneau, ei se mirau, dar eu am stat așa și am calculat, ei se mirau, măi, cum de aduce fata asta punct pe final, că vineam, am văzut-o pe fată, țin minte că eram tocmai la jumătatea traseului, n-aveam tupeu să sară în apă și am văzut-o cu vinii mași, dar și nu mai știu cu cine vinea și țipa și moru și nu știu ce, imediat m-am pus în curs și am sărit în apă. Și la traseul ăla eram tocmai pe la mijlocul traseului și fata care concuram era la final, era Maria de la Războinici și am ajuns-o din urmă și am adus punct, am rămas șocată, nu vinea să cred, e posibil așa ceva? Și ei s-au mirat, au zis, mamă, cât noroc are fata asta, i-a pus Dumnezeu mâna în cap, că nu știu ce, tot felul de chestii, na. Dar eu am văzut și a fost și amuzant, dar și, bine, nici nu am râs foarte mult din cauza asta. La momentul ăla cu placa, atunci când te-ai răsturnat, m-am amuzat, ți-am zis puțin, dar după aia am luat-o în serios. Ce-ai strigat tu? Că n-am înțeles ce-ai strigat când ai căzut după placă. Nu mai țin minte. La salvamar sau nu știu ce, la pe cine e. Da, țipam să vină să mă ia cineva, că simțeam că stau acolo. Simțeam că stau ori întregi în apă, deci nu mai puteam. Măi, ce faceți? Am și eu o viață, am 24 de ani. Scoteți-mă de aici, ce facem? Am citit eu pe buzele tale, mi s-a părut că ai strigat la scafandru să vină să te ia. Da! Păi țipa și echipa. Eu din ce am înțeles, nu a fost numai vina mea că s-o dezechilibra placa și nu știu ce. Atunci puteau colegii mele, că a fost joc de echipă, să tragă. Ele s-au oprit și ele, nu mai trăgeau de funii aia, da. Ei nu mai trăgeau. Ele când am văzut că eu am picat în apă și placa așa de cât m-am dezechilibrat, ele n-au mai tras. Și atunci automat. Apa nu era sărată ca să mă țină, că mulți spuneau, vai, că era apa sărată, că trebuia să tai, că nu era apa sărată acolo. Era foarte mare, avea 2 metri și ceva, efectiv. Și m-am blocat, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Efectiv, simțeam că mă înghite apa. Da. Tu ai avut și un conflict cu Jador înainte de a intra pe traseu. Poate da. Și de acolo da. A venit stresul tău? Da, da. 100%, fiindcă eu, dacă mergeam, într-adevăr, cu emoții, un pic cu frică, dar mergeam relaxată și noi plecam încordată. Eu am fost foarte nervoasă, am plecat foarte încordată. M-am dus la traseu ca un tank, așa, zic, bă, hai să termin o dată, știi? Și eram foarte agitată, foarte nervoasă, tremuram din nervi, într-adevăr, fiindcă m-a jignit, să zicem așa, și nu a fost frumos din partea lui. Adică noi ar trebui să ne susținem și să păstrăm un vibe bun în echipă, dar de foarte multe ori se întâmpla să strice cineva vibe-ul. Era el și, de mai multe ori? Au fost și el, au fost și alții, nu pot să dau vina numai el, sincer. Din punctul meu de vedere au fost mai mulți. Și Guliță, și ăsta, cum îl cheamă, Moroșanu, când mai țipau, când mai înjurau. Eu preferam să mă susțină și să țipi la mine pe traseu, fiindcă acolo era problema la mine cât de cât, și să mă lase pe final să tacă din gură cum mă discutam. Cum înjurau? Ia zi-mi adică... și nouă. Nu, glumesc.
Da. Nu ne spune acum. Da. Ne spui aici, da, în studio, când o să vii și te așteptăm cu mare drag. O să spun. Da, în jurături urâte pentru femei, am spus și eu, repet, un bărbat care jignește femeii nu se poate fi bărbat. Mai ales eu înțeleg adrenalina, înțeleg, vrei să susții echipa, să am înțeles chestiile astea, dar în condițiile în care știi că omul ăla nu mai poate și încearcă să dea tot și gâcui și nu mai poate și să luptă ca să aducă un punct, tu nu poți să țipi și să-l jignești, fiindcă omul ăla se poate opri și e pur și simplu în blocaj. Bă, ce-o zis ăla? Bă, nu vine să credă, îți vine să arunci cu alea pistul și să pleci de acolo, să le ieși de încolo de traseu, știi? Că nu sunt susținută de nimeni, ceva în genul te gândești. Și eu eram foarte, adică încercam pe final să nu fiu atentă la ce spune ei, să iau doar ce era bun, adică nu știu, de exemplu, dacă spunea mai sus, mai la stânga, mai la dreapta, asta le luam. Dar când era jigniri sau țipat, nu aveam nicio treabă. Puteau să mă gândeam că vorbești cu echipiera mea, nu cu mine. Da. Te-a durut atât de tare jignirea lui Jador? S-a dat și aici în România o mare parte din ce s-a întâmplat. Dar cum ai simțit tu? Și mai ales că venea din partea lui un om care te-a susținut în competiție. M-a durut, vă dați seama că atunci a fost prima oară când mă jignic, m-a făcut balenă și nu mai știu ce a zis el, că nu sunt stare de nimic, chestii de genul ăsta, că n-am ce căuta, că să plec acasă, că tot m-a amenințat că să plec acasă. Chestii de genul ăsta. M-a durut, vă dați seama că m-a durut, fiindcă eu pe Jador chiar l-am văzut ca pe un frate, ca pe un prieten foarte bun. Chiar l-am văzut un prieten foarte bun, suntem amândoi din Bacău, nu-mi vine să cred că m-am întâlnit cu el, fiindcă, na, eu făceam mișto de el mult înainte, așa, și, na, nu știu ce să zic. M-a durut, normal că m-a durut, că noi atunci trebuia să fim axați, să fim uniți, să fim concentrați, nu trebuia să stăm să ne jignim și să ne înjosim. Eu când vedeam, adică, ca să aduci un punct, trebuie și susținerea echipei, da, și când vezi că 1-2 te înjosești și te critică sau te, nu știu, tot felul de chestii, oarecum îți scade din curaj. Sunt și care din nervi, hai că mă duc și arăt și nu știu ce, dar sunt și care pur și simplu mă simțeam descurajată, nu mă simțeam încurajată, mă simțeam efectiv că nu știu, că are ceva personal cu mine, dar nu a vrut. El la nervi, pur și simplu un om la nervi nu-și dă seama ce spune. Poftim? Lucrurile astea te făceau să pierzi puncte dacă nu te concentrai. Corect. Păi, când un om te jignește, o persoană care e din echipa ta, automat îți pierzi și din concentrare și mă și enervam. Eu am plecat, repet, am plecat la foarte multe trasee nervoasă, fiindcă ei dinainte, ceea ce eu îți dai seama, că eu conta părerea mea, ce credeți pe mine. Nu conta, în proporție de foarte puțin la sută conta ce spunea X sau Y, că eu știu ce pot. Și asta conta. Dar înainte de traseu să spui sigur o să fie cea mai slabă aleasă Georgiana și cea mai slabă o să fie Alexandra. Nemes se credea cea mai bună că nu era aleasă, că a dus niște puncte și ea la început și se credea cea mai bună. S-a dovedit că nu era, dar în fine, așa. Și chestii de genul ăsta, adică se întâmplau tot felul de chestii, se făceau strategii, eu îmi doream de foarte mult să intru de multe ori, de două ori pe traseu, nu intram eu, intrau alte fete pe traseu. Și acum când văd clasamentul, când am văzut clasamentul, am rămas șocată cu tocul. Două ori de câte ori intrau ele pe traseu și cu toate fricile mele, să fiu pe doi la faimos și m-am bucurat foarte mult, ce pot să zic. Dar zi-mi ce... Pentru mine o realizare foarte mare. Cine a furat mâncarea? Aoleu, aici este vorba de mai mulți poți. Nu era vorba doar de unul. Toată lumea spune că... nu știu exact cine fura mâncarea, o parte zic Zani, o parte zic Alexandra, mai există și un dirijor, Uliță, din punctul meu de vedere și al echipei, care mai dă ponturi, să zic așa, mai dădea ponturi, na, acum nu mai sunt în echipă, dădea ponturi și chestii de genul ăsta, adică, na, nu știu exact, dar nu știu, era foarte urât să ne furăm între noi mâncarea, când știm că dormim împreună, mergem la joc împreună, facem foc împreună, discutam împreună problemele, era foarte urât să știu că îmi dispare o pereche de șosete, că îmi dispare banderola, ba, când dispare aia, era, nu exista zi acolo să nu îi să fi furat ceva cuiva. Nu știu. Și da, era aiurea.
Da. La Elena Marin, poate hoțul s-a gândit, bă, dacă tot nu mănâncă, lasă-mă că se strică aici, ia să mănânc eu. Da, da, știu. Da, nu știu, este foarte urât din partea lui Zani, că s-au gândit așa, parte din ei. Știu că făceau glume foarte... Este foarte urât, fiindcă Elena Marin este o fată foarte bună, a încercat să înțeleagă cu toată lumea, a avut probleme cu stomacul. Din punctul meu de vedere, este o fată super ok. Eu m-am înțeles cu ea cel mai bine, adică cea mai bună prietena mea de acolo din echipă, Elena, era. Nu știu. Dacă ea ar avea susținere mult mai mari, din punctul meu de vedere, ar ajunge foarte, foarte departe. Dar se întâmplă că aici vorbesc că este vorba și de psihic. Dacă ea nu rezistă psihic, dacă ea nu va rezista psihic și va cădea, atunci e degeaba aici bun pitraseu dacă psihic nu rezistă. E o persoană ușor influențabilă. Ele. Da, este o persoană care pune la suflet în primul rând și am spus să nu mai pună la suflet. În al doilea și al doilea rând, nu că ia totul personal, nu pot zic că ia totul personal. Rănită ușor. Dar din multe ori, din ce am văzut eu, din nimicuri face zita mai... Eu nu aș face chestia asta, adică... Sau dacă aș ști ceva, m-aș duce și aș vorbi cu persoana respectivă, nu aș vorbi așa în fața la toată echipa, nu știu, am așa mici semne de întrebare, ca să zic așa. Nu știu. Cumva o dirigează cumva Simona Hapciuc? O influență? Ele două sunt prietenii foarte buni. Cu siguranță Simona îi mai dă și ea sfaturi. Dar din ce am văzut eu, Elena are... Nu știu, că ele vorbesc mai în privat, așa, vorbeau mai în privat, nu vorbeau în fața mea, n-am de unde să știu. Probabil că o influențează și... Da, probabil. O influențează și Simona, dar mare parte, Elena, din ce am văzut eu, are o personalitate și pur și simplu... E genul de om sincer care îi spune pe față, o explicat de foarte multe ori că nu se simte bine, care e probleme cu stomacul, că eu zis doctorul să porționeze mâncarea și ei se fura. Aici eu i-am spus, contează foarte mult unde îți pui mâncarea, în primul rând, și în al doilea rând, o ținea la vedere de foarte multe ori, despre asta vorbim, că, uite, pe de-o parte l-am înțeles, că o zis și Jador și Sani chestia asta, când știi cât mănânci mâncarea ta și când vezi că are altul și o vezi, o vezi la vedere, e foarte greu să te abții, să nu iei. E foarte greu acolo, fiindcă noi, efectiv, stăteam nemâncați. Ne duceam la trasei nemâncați, stăteam pe căldura aia, dormeam în condițiile care dormeam, pe jos. Și dormeam noi cu șopârli, cu șobolan, cu tarantuli, e foarte greu. Nu e ușor. Și unde e foarte greu. Și o lăsam fața acolo pe prispă? Nu, ghiozdanele care le aveam, ghiozdan, era o plăsuță de aia, știi care lateral, plăsuțe de alea. Și își lăsa acolo, ba fructe, ba mâncare, ba să vedea un nou, ba nu știu ce. Și ăștia nu știu. Tentația. Acum, tentația, exact, tentația. Dar știi cum din punctul meu de vedere era frumos, tentații. Era mai frumos. Da, era mult mai frumos să se ducă la ea și spună, bă, Elena, uite, mi-e poftă, vreau și eu o gură. Te rog frumos să-mi dai și mie, știi, decât să pui mâna. Fiindcă nu e frumos, nu era frumos. Să se furi unul pe altul, așa, nu știu. Dar dacă n-a furat nimeni și a venit, nu știu, un șoarece din pădure, din junglă și i-a luat banana, i-a mâncat banana și n-a luat zani până bun, la... Bun, hai să presupunem că ai dreptate, dar șoarecul ăla venea de 50 de ori? Spune și mie. Păi da, apărea așa de foarte... La prima dată a încercat de mai multe... Și noi de ce n-am văzut traseul? De ce n-am văzut șoarecul ăla? Pentru că noi până la urmă trebuia să-l prindem, nu? Să-l vedem. Sau stăteați la plajă și vă bronzați? Da. Ai stat la plajă? Da, am stat la plajă, da, m-am înnegrit mai tare. Acum... S-a supărat culița atunci cu oala pe voi. Da, s-a supărat, știu. Nu m-am simțit, că eu atunci eram în baracă cu ei, cu băieții. Și el, în loc să spună 6 fete, a spus 5 fete și eu nu m-am simțit. Erau 5 fete pe plajă și eu eram cu ei acolo. Adică eram cu băieții, stăteam în pat așa, eram obosită, stăteam în pat un pic, mă simțeam un pic moleșită. Și fetele erau pe plajă, erau 5 fete pe plajă și a spus că 5 fete sunt pe plajă și nu spală niciuna oară. Eu nu m-am simțit, am zis, da, ce bine, nu au zis nimic. A, stau aici, liniștit, în banca mea, știi? Ceva în genul. Acum la hotel mai stai la soare? La piscină? Da, și acum, da.
te-ai simțit? Totul e bine, am mâncare, fac poftile, stau la soare, vorbesc cu oamenii care mă susțin. Ești bine, și le mulțumesc la oamenii care m-au susținut. Poftim? Dacă te cheamă înapoi în Survivor, ce faci? Ar fi culmea să mă chem iar. Nu prea cred că se poate. Nu știu dacă se poate, dar ar fi culmea. Dar la mine totul e posibil, nu se știe. Adică dacă am văzut că am putut să merg la război și la faimoși, tot e posibil. Nu se știe niciodată ce îți rezervă pe totul. N-ai de unde să știi. Te-au organizat faimoșii când ai venit? Sau ai fost primită destul de bine și integrată în grup? Da, am fost primită destul de bine. Am văzut că unii erau, nu știu cum să zic, ușor speriați de apariția mea, adică șocați, nu știu, nu li venea să creadă ceea ce se întâmplă. Dar, ce să zic, s-au comportat frumos, nu știu, la început. Cu unii după aia și-au arătat adevărata față, ca să zic așa. Și, poftim? Cine? Mai nu știu, sunt mai multe persoane acum să dau nume, nu știu. Cine îți pot să zic? Jador, Zani, foarte multe persoane, nu știu. S-au făcut foarte multe miștouri de mult de mine. M-au criticat foarte mult, m-au înjosit, m-au descurajat. Dar nu am simțit aceeași răutate, bine, până acum în ultimele zile, cum am simțit în echipa cealaltă. Asta e, despre asta e vorba. Adică m-am simțit un pic mai bine. Jador, când și ai venit tu la ei în echipă, amintindu-și de sketch-urile tale din trecut, că ai zis că luai la mișto înainte, luai la mișto așa, în stilul tău, cu umor. Da. Da. Tu a ținut supărare sau a venit și ți-a zis, băi, de ce te-ai luat de mine atunci? Sau a fost foarte tare momentul tău? Cum a fost întâlnirea cu el, față în față? Păi am făcut la toată echipa, cred că de vreo două ori, trei ori, am zis niște glumi de autoironie, am făcut un stand-up, m-au felicitat cu toții, le-am zis niște piese, poezii, chestii de ale mele și m-au felicitat, m-au susținut. Nu s-au supărat, Jador a rămas șocat, nu-i venea să crea, doresc foarte mult. Au spus că sunt foarte tare, având în vedere că n-am făcut chestia asta niciodată, adică nu m-am axat pe chestia asta, pur și simplu îmi place mie să mai glumesc, să mai fac caterinte și așa. Și s-au bucurat, nu s-au supărat, chiar nu s-au supărat, fiindcă dacă știi cum să le spui, ca să nu superi omul și să-l faci să râdă, n-avea de ce să se supere. Și i-am spus că poți să faci și tu glumii despre mine, adică să glumim unii cu alții, că dacă noi glumeam unii cu alții și ne cunoșteam mai bine, automat creștea vibe-ul echipei și era mai pozitiv. Despre asta era vorba. Să vii la noi în emisiune să pregătești câteva rânduri și despre doamna Cornelia. Da, o să fac. Bine. Despre amândoi. O să fac. Da. Nu, că eu bine. Mă supăr. E supărăcios, nu? Georgiana, da. Arată-ne și nouă cum e vremea pe acolo, arată-ne pe geam. Cum e? E cald? E frumos? Da, acum cam e vreme, e nouărat, așa, să zic așa. Uite. Vai, ce frumos! Da? Suntem la palmieri. Arată foarte bine. Arată-ne și puțin din camera de e bătă. Frumos! Hai că ne-ai făcut curioși acum. Sau nu ai ai dezordine? E un pic așa, de ce să zic că nu e dezastru? Că e un pic, dar e frumos, uitați. Ai televizor, da, uite. Mai e pe acolo, oglindă. Am televizor, am baie, am balcon. Da, hai, uite că e frumos. Ia arată. Vezi că în oglinda aia au băgat o cameră de luat vedere, ai grijă ce faci pe acolo. Da. Nu fac nimica. Chiar încerc să fac. Arăt, uite. Hai să vă arăt și în partea asta. Da, uitați, asta e un fel de bucătărie. Frigider. Ai de toate. Da, e ok. E ok, uite. Aici ai zic eu am numit-o un fel de grădină a botați. Ah, da, arată da. Bine. Intră înapoi, că nu mai e semnal.
Am pus-o să iasă afară și nu mai are semnal. Uite cât am minat. Așa, olea. Intră, a, așa, gata, și-a revenit. Bun, perfect. Da. Da. Arată foarte bine și sunt convins că zilele pe care le mai ai o să le folosești în scopul ăsta, să te bronzezi și să te relaxezi. Da. Noi îți mulțumim mult de tot că astăzi ai fost alături de noi. Te așteptăm aici. Sunt sigură că va fi o emisiune foarte frumoasă. Da, o să vin cu mare drag. Am înțeles de la susținători, voi fi băgat în carantină 2 săptămâni când o să vin în țară. Na, pe de o parte e rău, fiindcă vreau și eu să ies cu prietenii, să mă mai plimb, să mă mai relaxez. Pe de o parte e bine că o să mă odihnesc. Că, na, o să vă zic mai mult în emisiuni, de planuri de viitor, ce vreau să fac, surprize pentru susținătorii mei, mai exact. Da. Îți mulțumim mult de tot și vacanță frumoasă în Republica Dominicană. Mulțumesc frumos și eu. O zi bună. La revedere. Să știi că mie mi-a plăcut foarte mult Georgiana în acest interviu. Mi s-a părut o altfel de persoană. E foarte, foarte relaxată și nu mi se pare că e afectată de faptul că a lăsat în urmă concursul. Mi se pare că e o persoană care trăiește momentul. Ai văzut? Stătea într-o cameră de hotel în resortul ăla. Dar ce curiozități ai avut? Păi ai tu să vezi toate colțurile din camera Georgianei. Mi s-a părut că e o persoană deschisă și n-ar avea o problemă să ne arate de acolo, cum nu a fost o problemă să ne arate din personalitatea ei. Tocmai de asta mi-am permis să o întreb. Că sunt și persoane pe care probabil nu o să-mi permit, cu care nu o să-mi permit să le întreb, bă, arată-mi și mie camera ta sau arată-mi cum e pe acolo. Pentru că personalitatea lor îmi dă de înțeles că nu e loc sau că nu vor să se deschidă. De asta mi s-a părut că e foarte deschisă și de asta am întrebat. E adevărat, dintre cei 3 eliminați, Costi era așa mai flower power, mai în stilul lui, un tip foarte, foarte mișto din toate punctele de vedere. Andreea mi s-a părut foarte serioasă, războinică Andreea. În schimb, Georgiana, parcă pe Georgiana o cunoșteam de viață în interviul ăsta. Și da, și tu ți-ai permis să o întrebi și cum arată camera, să-ți arate camera. Sunt curios când va veni, cu ce material de stand-up va veni și pentru tine aici. Și pe, adică și pentru mine și pentru tine. Eu i-am zis pentru tine acum, dacă vine și pentru mine, na, ce să-i fac? Să vină și pentru mine, că eu am simțul umorului, nu mă deranjează. Ai văzut că nici pe colegii ei nu i-a deranjat. Păi i-a deranjat altceva la ea în competiție. Nu? Mai a deranjat că nu alerga, domne, așa cum voiau ei pe traseu, nu înnota, nu se zbătea. Cam așa cred că au perceput lucrurile faimoșii. Uite, au mai scăpat de o verigă slabă în viziunea lor, așa păcat cum spunea Zani. Păcat că n-au știut să o valorifice. Dacă era fiecare din echipa aia ar fi putut să facă o alianță cu Georgiana, ar fi putut să construiască ceva, le-ar fi fost mult mai bine, zic eu. Și eu zic, poate ar fi trebuit să existe o persoană care să o înțeleagă pe Georgiana așa cum era ea ca persoană și să o motiveze să meargă pe traseu altfel, nu? Este posibil, da. Cum nu s-a întâmplat, Georgiana a ieșit din competiție, o vom vedea și noi aici, din păcate nu foarte repede, pentru că ai văzut, din cauza COVID-ului, cei care vin din Republica Dominicană intră 2 săptămâni în carantină, dar poate, cine știe, o vom mai lua pe... prin Skype, bineînțeles, din Bacău, de unde este ea. O să ne mai vedem cu ea aici. Da, și o să ne vedem și cu dumneavoastră mai des săptămâna aceasta. A fost o primă, de fapt o a doua discuție despre Survivor România. Vom reveni zilele următoare alături de dumneavoastră și vom discuta tot ce s-a întâmplat acolo, despre Jador, despre Jean, despre Zani, despre Culiță, despre războinici și despre războinici, că și acolo se întâmplă foarte multe lucruri. Am văzut și concurenții noi, foarte buni, Andrei. Am văzut și Alin, dacă era acolo în arenă. Băiat fin. Alin, băiat fin. Era acolo în arenă, păi trebuie să dea și el cu biciu. Era și el acolo, trebuia să dea și el cu biciu în ei.
Mă, mi se pare un personaj, sincer. De la, războinice chiar e un personaj. La jocul de comunicare, el a fost primul care a fost și a vorbit. Mi s-a părut că s-a forțat să plângă. N-a plâns el, știi? S-a forțat. Iar mă, Simona s-a forțat, Alin s-a forțat. Hai că s-a forțat, s-a văzut că se făcea că plângea, închidea ochii și n-avea nicio lacrimă și se chinuia. Dar știi care a fost treaba? Că i-a băgat pe el alții în sentimentul ăla și ăia care au venit după el au plâns toți. Tu ești cu melodia aia cu nicio lacrimă, cine o cântă? Nu sunt, dar n-a fost la el. Prima, la început, el n-a jucat-o, n-a fost. Hai mă, Diana mea... Nu crezi nimic, niciun sentiment mai. Nu erau lacrimi. Lasă că o să mai întrebăm noi pe reprezentanții războinicilor dacă au fost sau nu lacrimi la Alin. Deocamdată atât a fost pentru această seară. Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi în număr foarte mare. Să aveți o noapte cât mai frumoasă. La revedere!